Este vital pentru o femeie însărcinată aflată în dificultate să știe că atunci când are nevoie de ajutor, nu este singură și că există alternative și persoane cu pregătire de specialitate care o pot sprijini gratuit. Posibilitățile prin care acest sprijin se poate realiza și sub aspect duhovnicesc au constituit subiectul unui seminar la care au participat astăzi preoții de caritate din capitală care activează în cadrul unităților medicale de obstetrică și ginecologie, precum și în unitățile medicale care au săli de naștere. La sediul protopopiatului sector 3 Capitală, preoții de caritate din unitățile medicale din Capitală, împreună cu reprezentanții ai Centrului de Sarcină Tel Verde, ai Asociației Glasul Vieții și ai Asociației Provita pentru născuți și nenăscuți, au identificat strategii comune și au prezentat programe proviață prin care să vină în sprijinul femeilor însărcinate și al copiilor abandonați în spitale. În cadrul celei de-a patra ediției Atelierului de Formare a Preoților de Caritate, am discutat despre posibilitatea de a putea sprijini și consilia tinerile mame care sunt în dificultate, tinerile mame care sunt însărcinate, copiii abandonați în maternități și, bineînțeles, cu ajutorul preoților de caritate care sunt și care activează în astfel de unități spitalicești, de obstetrică și ginecologie, dar și alte unități medicale din București, dar și din Ploiești. Și dorim prin această lucrare ca să putem să prezentăm aceste materiale de informare către părinții de caritate, iar ei la rândul lor să prezinte acelor persoane care într-adevăr au nevoie de aceste servicii sociale, de consiliere psihologică, asistență socială. Astăzi a avut loc această conferință cu preoții și sunt foarte încântat din următorul motiv. Foarte mulți studenți din București și din țară s-au mobilizat sub diverse nume de asociații și au preluat o idee veche de 27 de ani, aceea de luptă contra avortului. Și de data aceasta, documentarea contra avortului, lupta aceasta se face într-un anumit fel, adică internetul în special a oferit foarte multe soluții și metode de abordare, pentru că a aborda o femeie care vrea să facă avort este un lucru foarte dificil. Preoții din spitale de ginecologie obstetrică și nu numai, preoții din cămine sau orfelinate, sunt și câteva care au așa ceva, adică au un preot care se ocupă, este un lucru foarte greu, dificil și succesul depinde de, cum am zis, de această modalitate de abordare. Te-am dorit aici, prin această reuniune a preoților de spitale și nu numai, și a doctorului sufletesc și a doctorului trupesc, a fost să îi punem cumva de acord pentru a salva vieți. De ce? Pentru că aceste activități sociale, politici sociale, sunt incoerente în România, nu sunt suficiente. Trebuie să venim noi în întâmpinarea mamei însărcinate, aflate în dificultate. Doctorul Trupesc și doctorul Sufletesc pot face lucruri fenomenale împreună, foarte bune. Practic, consilierii centrului nostru și-au dorit să invite și să animeze, prin prezența părintelui Nicolae Tănase, să animeze această activitate pro-viață și să atragă, efectiv să atragă în această activitate medicii. Femeile însărcinate aflate în dificultate pot suna la numărul 0800 800 116 al Centrului de Sarcină Tel Verde pentru a beneficia gratuit de consultații, ecografii, reinserție socială și consiliere juridică.